Salutare, eu sunt Dragoș Ivan și reprezint Garajul Galben. Împreună cu colegul meu de facultate, Radu Piloca, am pus bazele unui atelier de producție de mobilier. După terminarea facultății, eu și cu Radu am început această îndeletnicire în garajul casei. Numele de Garajul Galben vine implicit de la garaj, iar galben vine de la faptul că noi am găsit o cutie de vopsea veche și am vopsit un perete întreg în culoarea galben, deci Garajul Galben. Vă voi povesti mai multe despre noi în timp ce voi asambla un taburet. Taburetul pe care îl voi prezenta astăzi este confecționat din lemn și metal, mai precis, o talpă, un picior și un șezut. Șezutul și talpa sunt făcute din lemn de stejar. Piciorul este confecționat din oțel. În timp ce vă voi expune povestea noastră de-a lungul timpului, am să încerc să asamblez acest taburet. Așa că mai întâi vă voi prezenta cele trei părți. Vă voi prezenta pe rând fiecare piesă din taburet. Talpa. Este o bucată dreptunghiulară de lemn de stejar, tăiată la 45 de grade pe fiecare față, iar pe mijloc sunt înfiletate 4 bucșe de metal. Bun, să punem. Bun. Apoi, piciorul metalic. Este un picior metalic confecționat din tablă cam de vreo 3 mm. Este sudat pe fiecare muchie și l-am vopsit în negru. Piciorul metalic se va poziționa peste bucșele de fier. Încercăm să le găsim locul. Ok. Apoi șezutul. Șezutul este cumva similar cu talpa, doar că m-am jucat un pic mai mult pe aceste muchii. La fel și șezutul are înfiletat 4 bucșe de metal. Șezutul va veni poziționat în partea de sus. Cam așa arată. Ok. Ca să prindem piciorul de talpă, șezutul de picior, vom folosi 8 șuruburi metrice, nu știu exact cum se numesc, dar sunt șuruburi metrice și se înfiletează cu ajutorul unui imbus. Cred că este un imbus de 8, nu, este un imbus de 5 mm, scrie pe el. Ok, o să dau șezutul la o parte ca să nu pice. Și acum o să încep să înfiletez aceste șuruburi. Bun, șuruburile se înfiletează foarte ușor, poziția e bună. În prealabil am testat toată prinderea, înainte să vopsesc piciorul și înainte să dau șezutul și talpa cu ulei. Lemnul este tratat. Ok, și cum spuneam, vă voi spune cumva povestea noastră de-a lungul timpului. Am plecat dintr-un garaj la dorința de a recondiționa biciclete sau chiar de a concepe biciclete. Prin 2011, 2012, 2013 în Timișoara exista cumva un trend așa de mers cu bicicleta, dar mai mult de repara biciclete, confecționa biciclete și noi mergem cu bicicleta și eu și Radu. Și atunci am spus, bă, știi ce, ai garajul ăsta, ne place să meșterim, hai să încercăm să-i dăm drumul la o chestie. Să facem și noi treaba asta cu bicicletele, că e de viitor și merge și, e ok. Primele biciclete, evident, au fost bicicletele noastre, bicicleta mea de atunci, bicicleta lui Radu de atunci, le-am desfăcut, le-am curățat. Le-am schimbat piesele, le-am vopsit, le-am făcut foarte faine, dar cumva ne-am oprit la cele două biciclete. Mai apoi, un alt coleg de ansul de facultate, Pataki Farcaș, a venit la noi și ne-a spus, bă, dacă tot am făcut facultatea asta și am învățat niște chestii legate de mobilier, uite, am eu o comandă pentru voi, să faceți o măsuță de cafea. Radu mai făcuse, adică și eu făcusem la școală, la facultate, făcuserăm tabureți.
era o temă în facultate să facem fiecare cât un taburet. Să gândim un taburet, să-l designăm și să-l și producem, să se poată sta pe el. Și atunci am zis, na, ok, bine, hai, na, lăsăm treaba asta cu bicicletele, vedem cum o mai fi și facem măsuța asta. Măsuța de cafea se numește Red acum, o găsiți pe site. E masa roșie cu... Începe să se strângă aici toată treaba. Cred că imediat o să folosesc imbusul. Da, este măsuța roșie cu marginile curbate sau cu două fețe curbate. Nici nu știu exact cum să spun. Ok, am făcut comanda, toată lumea fericită. Măsuța încă există, încă se folosește, încă e ok, încă e roșie. Nu s-a pătat, nu s-a murdărit, nu s-a rupt, totul e ok. Și cumva chestia asta ne-a dat speranță să mergem mai departe și să lucrăm în domeniu, să creăm în domeniu, să designăm. Și să producem, să și producem piesele. Noi ne place foarte mult să meșterim, să lucrăm cu lemn, să lucrăm cu mai multe materiale decât lemn. Oțel, aluminiu, știu eu, tot ce se folosește pentru mobilier, textile, burete, tot ce e nevoie. Timpul a trecut și acum un an, chiar în perioada asta, în martie, Radu s-a mutat de la casă și a vândut casă și noi am rămas fără garaj, fără atelier. Așa că am zis, ce facem? Oprim toată ideea sau continuăm și mergem și ne luăm un spațiu în chirie și facem toată chestia asta serios. La el în garaj cumva s-a întâmplat așa, mai mult de fun, mai mult de drag. Aveam foarte rar comenzi, foarte rar mai făceam ceva pentru noi. Adică dacă avea fiecare o idee și voia să-și pună în practică ce gândea. Și am zis, bine, ok, hai să luăm o chirie, am luat o chirie, am început să investim în scule, avem comenzi, avem de lucru, între timp ne ocupăm și de proiecte personale sau proiecte comune, cum este acest taburet. Radu chiar mai lucrează la un taburet acum, probabil că o să-l prezentăm și pe acela. Și cam ăsta a fost drumul, a început din pasiune, a început din drag cumva, de drag, de plăcere pentru mobilier, pentru design, pentru artă, pentru meșteșug, mă și bâlbăt. Bun, astea încep să se strângă aici, totul e ok, totul merge ca și uns. Bun. Cam așa, cam așa, cam așa, cam așa. Bun. O să le mai iau pe rând pe fiecare să le strâng, să fiu sigur că sunt strânse foarte bine. Puteți să intrați pe site garajulgalben.ro. Acolo cumva avem tot portofoliul nostru de până acum. Puteți să ne vizitați și pe Facebook și pe Instagram. Poate puneți o comandă, poate dați un like, poate dați un share. Bun, începe să se strângă și celelalte două șuruburi încep să se strângă. Totul e bine, nu forțăm. Bun, perfect. Mai avem încă 3. Perfect, încă 2. Bun. De când ne-am apucat să facem chestia asta mai serios în atelier și am mai avut unele produse confecționate mai de mult și rămase, ne-am gândit cumva să le dăm nume la fiecare. Pe site o să vedeți cum ar fi, de exemplu, măsuța roșie care se numește Red,
o să vedeți o noptieră care se numește Meduza, o comodă TV care se numește Smuk sau Smak, nu știu exact cum se pronunță, e un cuvânt din daneză și înseamnă frumos. Și ar fi foarte fain dacă am găsit împreună un nume pentru acest taburet, pentru că încă nu are. Multe proiecte le facem schițându-le doar pe o hârtie, foarte rapid, stând la povești, povestind despre cum am vrea să arate și pur și simplu ne punem în atelier, le tăiem, le depitam, le finisăm, le sudăm până când ne iasă produsele, așa cum dorim. Și nu ne gândim de la început la nume. Mai am încă 4 șuruburi care o să se înfileteze în partea de șezut. O să întorc acum tot acest ansamblu, dar mai întâi voi pune șezutul jos. Ok. Și am să întorc tot acest ansamblu pe poziție. Bun. Da, se potrivește totul foarte bine. Prima dată începem să înfiletăm cu mâna. Mai puțin, mici ajustări. Ok. Bun, primul șurub a intrat perfect. Acum urmează cel de-al doilea. Să-i găsim și lui poziția. Perfect. Totul e bine. Garajulgalben.ro. Vă invit să vizitați site-ul, să ne vedeți munca. Bun. Mai puțin. Perfect. Cel treilea a început să se înfileteze foarte bine. Bun. Mai avem încă un șurub care, da, ok, a venit și el la poziție și începe să se înfileteze. Și cam așa arată. E un taburet design. Radu îmi spunea că pare un pic cam sculptural. De ce nu? Mai multe cadre cu produsul o să vedeți pe Facebook, Instagram. O să punem și pe site în final. Aș vrea să fac și un clip de prezentare pentru taburet, cum de altfel facem deja pentru toate produsele pe care le avem și pe care le vrem. Ok. Cum o să folosesc schimbusul să strâng toate cele 4 șuruburi? Piciorul ăsta metalic, după ce l-am sudat și după ce l-am confecționat, l-am degresat, l-am dat cu un filler, spunem noi, sau cu un grund, după care am mătuit grundul și l-am degresat din nou, înainte de vopsire. Vopseaua nu se zgârie atât de ușor, doar că dacă o lovești cu ceva metalic, nu știu, cu imbusul ăsta, atunci da, e posibil să sară, e posibil să se zgârie toată chestia. Se strânge și al doilea șurub. E un pic cam mic locul aici și merge un pic mai încet. Dar cu răbdare totul o să iasă bine. Bun. Mai puțin și e gata. Așa, le voi lua pe fiecare la strâns, cum am făcut și la partea de talpă.
Mai avem foarte puțin și terminăm de asamblat un taburet. Ok. Verificăm încă o dată și restul șuruburilor. Pe șuruburi am folosit o șaibă grove, deci o șaibă cumva tăiată și strâmbată în zona tăieturii și funcționează ca un arc. Împinge în partea metalică și în șurub. Prin chestia asta împiedică desfilutarea șurubului. Mai puțin. Hop, hop, hop. Hai mai. Super. Bun. Cam așa arată taburetul. Are undeva la 40 de centimetri înălțime. Nu știu exact acum dimensiunile, o să-l măsor. Toate informațiile astea vin pe site. Vin în descriere. E super fain. Mulțumesc că m-ați urmărit. Dați un like, dați un share, un subscribe, abonați-vă. Și în curând vor apărea mai multe videouri. Mulțumim de vizionare. Ciao!